Tot ce dintr-un pam 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 ăla de-l ținea în mână, da? Semnal cu ochiul la gagici să dai bine. Puh! Că nu-mi iese fraza. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Voi sunteți Motorider, eu sunt Motorider, iar astăzi începem un nou vlog pe motocicletă, pe o zi foarte, foarte... foarte, foarte încurajatoare de mers pe două roți, o zi friguroasă de sfârșit de aprilie. Hai să tragem asta că e destul de frig, pune frână, nu intra în ăsta. Dragilor, astăzi vreau să vorbesc despre motovlogări, motovlog și începuturile motovlogurilor în România. De ce? Pentru că sunt foarte mulți care se apucă în această perioadă de motovlog. De la an la an se mulțesc din tot ce... Se mulțesc din ce în ce mai mulți motovlogeri pe piața noastră, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și așa mai departe. Sunt din ce în ce mai mulți motovlogeri și vreau să vă spun, după 4 ani de motovlog, câteva din greșelile pe care le-am făcut eu până acum. Ram, pam, pam, pam. Și anume, hai să tragem aici pe dreapta să verificăm ceva. E pe un. Ați văzut și voi o bucată de păr acolo la mine și gata? Nu vă arăt fața. Gata. Știu că am microfonul, știu că merge, bă, dar înregistrează. Înregistrează, mă, și el săracu. Tocmai despre chestiile astea vreau să vorbesc, pentru că sunt foarte multe greșeli pe care le faci la început. Din greșeli ce-i drept înveți, dar... n-ar fi mai bine să nu facem noi greșelile astea și să... cum ar fi venit... să ne naștem direct învățați. Am plecat de pe loc. Mare pornire de pe loc. Dragii mei, tovare și prieteni, hai să intrăm și noi de pe centura asta a Bucureștilor. Să intrăm și noi în capitala adevărată, nu pe centură, că centura asta e un fel de uliță comunală. Vreau să vă vorbesc astăzi și vreau, cei de vreau în continuare, na, că nu s-a întâmplat nimic, vreau să vă vorbesc despre motovlog. Dacă vrei să te apuci de motovlog, ar trebui să ții cont de niște lucruri. Am făcut eu un videoclip acum ceva timp, cred că dacă nu un an, vi-l pun în descriere, în care vorbeam despre investiția pe care trebuie să o faci pentru a te apuca de motovlog. De ce? Pentru că sunt camere, lavaliere, motocicletă, echipament și așa mai departe. Bine, echipament nu îți iei dacă nu vrei, camere nu îți iei dacă nu vrei, dar nu are ce să te protejeze și nu ai cu ce să filmezi. Atunci, în acel videoclip am vorbit despre lucruri în care trebuie să investești ca să te apuci de motovlog. Ei bine, astăzi vreau să vorbesc despre lucrurile pe care să le faci sau să nu le faci în momentul în care te apuci de motovlog. De ce? Pentru că poți să faci câteva greșeli și după să ai permanenta întrebare în cap: băi, de ce nu merge, ce s-a întâmplat, sau oamenilor nu le place ceea ce fac. Nu există, găsești tu comunitatea ta de oameni care se aseamănă cu tine și poți să faci o comunitate super unită. Sunt câteva lucruri de care e bine să ții cont în momentul în care te apuci. Una la mână ar fi calitatea videoclipurilor. De ce? Pentru că în momentul în care vrei să faci un videoclip, oamenii se uită la calitate. N-ai cum să te uiți la un videoclip filmat în 420p în timp ce toată lumea trage la peste Full HD, chiar și 4K. Atunci ar trebui să ai ceva cu care să filmezi destul, nu știu, destulă calitate. Ori, indiferent ce ai face tu, review-uri, videoclipuri de pe motocicletă, ne mișcăm și noi astăzi că e verde de 20 de secunde. Videoclipuri, nu știu, amuzante... orice ai face tu, e bine totuși să ai acolo calitate. Tot la categoria calitate intră și skillurile tale de a edita. Sau, acum cine știe, poate ești vreun bogătaș din ăla super șmecher și plătești pe altcineva să editeze în locul tău. Dar majoritatea ne edităm noi videoclipurile, să fim sinceri. N-am ajuns până acum niciunul dintre noi la nivelul în care să filmăm și să ne dedicăm atât de mult timp, pentru că până la urmă îți dedici din timpul tău și pentru această pasiune. Da, semnal, băi! Semnal! Și n-a ajuns nimeni să își plătească un editor, sau cel puțin din ce știu eu până acum, n-a ajuns nimeni să-și plătească un editor să editeze videoclipurile. Aici mă refer la piața de motovlogger. Așadar,
Și prin urmare, ar fi bine, de ce țipi, să înveți singurel să-ți editezi videoclipuri. Poți să te uiți pe internet, pentru că este internetul plin, plin de videoclipuri și de tutoriale despre cum să editezi, cum să ajungi cel mai șmecher în a edita videoclipuri, inclusiv el de pe motocicletă, videoclipuri și tutoriale despre cum să-ți faci setările la GoPro să se vadă mult mai bine, să arăți mult mai șmecher și să dai cu ochiul la gagici. Să dai bine. Deci acești doi factori, calitatea imaginii prin camera care filmează și calitatea videoclipului prin ceea ce editezi tu. Se mai adaugă la astea două și calitatea sunetului, pentru că foarte mulți greșesc aici, nu și-au o cameră ok. Știu, există și alte camere în afară de GoPro care filmează destul de ok, dar eu aș recomanda GoPro pentru că cu asta m-am dat până acum și am văzut cum merge și ce poate să facă. Ce este aici enumerat de mine până acum, este bine! E bine, normal că e bine. Se mai adaugă la treaba asta, se mai adaugă și sunetul. De ce? Pentru că ați auzit de câte ori am țipat, de câte ori am vorbit mai tare. De exemplu, eu așa fac când merg cu motocicleta, vorbesc mai tare și mă ustru în gât după aia. Și acum a început să mă ustru puțin, dar nu-i problemă. Și este bine să ai și o lavalieră destul de bine. Ce este o lavalieră? O să mă întrebe unii. Am greșit drumul. Lavaliera este aia în care dacă faci așa la 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 la, sunetul este preluat din gura ta de către un microfon și este dus în cameră. Și aia se numește o lavalieră. Un microfon, mă, de ăla de-l ținea în mână. Și importanța sunetului pe motocicletă, pe motovlog, este una destul de mare. De ce? Pentru că tu vrei să fii auzit și vrei să fii auzit bine și vrei să fii înțeles prin ceea ce spui și ce vorbăiești tu. Uite, vrei să audă inclusiv ambulanță. Și să aude. În același timp, să nu-ți vâjuie în timp ce mergi cu motocicleta, să nu pognească, să nu facă urât și cel mai important e să te auzi tu clar și să nu distorsioneze. Eu până acum am testat vreo 4-5 lavaliere, cu o investiție destul de mare în lavalierele alea, că na, fiecare cel puțin 150-200 de lei. Le-am testat pe toate, am văzut cum s-aud, am văzut care e șpârla cu aceste lavaliere și am zis, băi, hai să căutăm, hai să ne documentăm. M-am documentat după ce mi-am dat toți banii din buzunar. Toți bani. Eu, bogatul, ce... După ce am dat o groază de bani pe aceste lavaliere, m-am documentat în sfârșit și am descoperit această lavalieră, care are și minusurile ei. 8 metri de cablu, o baterie pe care la care trebuie să dai tot timpul drumul înainte să începi să filmezi, ca să te auzi și... avantajele ar fi că se aude foarte bine și nu distorsionează. Acum sunt tot felul de păreri pe internet, păreri împărțite, care vorbesc despre lavaliere. Eu pe asta am găsit-o, cu asta m-am înțeles cel mai bine și pentru tipul meu de motovlog asta este foarte bună. S-a mulat pe nevoile mele de țipător în trafic, nu la lume, la mine și... Am scos limba afară, dar nu s-a văzut. Ce ar fi bine să faci înainte să te apuci de motovlog este să-ți faci un plan. La ce mă refer aici este vorba despre planul ăla. Bă, eu vreau să fac în 2 ani de zile, vreau să fac 50.000 de, nu știu, de abonați, de subscriber, de pe ce platformă ești tu acolo. Și prin acest plan tu te ambiționezi de fiecare dată să faci lucruri faine din ce în ce mai mult și să îți faci comunitatea dorită de tine. Să te simți tu în largul tău și bine. O piedică pe care o întâlnesc foarte mulți în momentul în care se apucă de motovlog este că nu știu să vorbească sau le este rușine să vorbească la cască. E, asta este o chestie normală. Dacă n-ai mai făcut lucrul ăsta până acum, e logic că o să te încurce la început sau o să-ți fie rușine pur și simplu de vocea ta în momentul în care te asculți. Și mie mi-e rușine în momentul ăsta să mă ascult de cele mai multe ori. Pur și simplu, în momentul în care cineva se uită la vlogul meu și este lângă mine, îmi vine să plec din cameră. De ce îmi vine să plec din cameră? Pentru că pur și simplu este o chestie psihică. N-ai cum, nu știu, ți se pare ție că aia nu este vocea ta sau că, wow, așa mă aud eu în cască, de fapt, da, așa te auzi. Plus că ești și în cască și mai dă și un efect din ăsta de înfundat așa puțin. Asta este. Biciclențiu.
A, uite, alt biciclențiu. Electrică. Ce drăcie tare. Da, treaba asta cu vorbitul, ținutul cont de un anumit aspect în momentul în care vorbești, da, astea vin cu timpul, cu experiența. Adică nu trebuie să te sperii de la început pentru că nu ți iese bine sau nu ți iese perfect așa cum te-ai fi așteptat. Cu timpul le rezolvi și o să începi să vorbești din ce în ce mai fluent, o să vorbești mai apăsat și mai concret pe ceea ce vrei tu să transmiți. Da, nu e roșu. Eu așa știam, nu? Am văzut bine, da. De la jumate de aici a făcut magie, măi, și a făcut verde băiatul meu. S-a întors? A traversat pe roșu ca să întoarcă pe verde? N-ai mă cum, bă, n-ai mă cum în România, bă. N-ai mă. Așa ceva, bă. Și e bine ca momentul în care începi un motovlog să setezi tipul tău de motovlogger. Adică să știi de la început, băi, uite, asta mi se potrivește mie, asta fac, asta vreau să fac și asta fac. Și nu e, nu e bine momentul în care te apuci și începi cu un lucru să-l schimbi de colo-colo. De exemplu, ai început pe videoclipuri amuzante, stai pe videoclipuri amuzante sau cel puțin mai schimbă-le puțin, dar la bază să fie cam aceleași, adică să nu te schimbi foarte, foarte mult. Într-adevăr, și eu m-am schimbat în acești ani pentru că maturizare și pentru că da, așa se numește, dar la bază am rămas același. Dă semnal, treci pe stânga, mergi înainte. Este bine să nu schimbi formatul de foarte multe ori sau să-l schimbi într-una. De ce? Pentru că publicul tău se obișnuiește cu acel format și vrea videoclipuri în acel format. Și atunci dacă nu pui în același format sau pur și simplu tu îți schimbi caracterul foarte, foarte mult sau ești bipolar, bine, și bipolaritatea e super mișto, publicul ăla o să-ți plece. Asta e bandă de înainte, nu? Da. Oh, bine ploaia, bine îmi pare în grădină, n-am o floare. Pentru că de ce? Pentru că n-am grădină. Așa, dragilor, eu sunt bucuros pentru că din ce în ce mai mulți oameni se apucă de motovlog. Vedem că piața asta a motovlogurilor din România crește destul de mult. Ce ai fi tu să nu dai peste mine? Asta ne bucură foarte mult. De ce? Pentru că ne poate vedea din ce în ce mai multă lume și poate înțelege ce înseamnă să te dai pe două roți și care este plăcerea și care sunt pericolele, da, că și asta e o chestie. Este un hobby destul de frumos, revenind la ce spuneam, serios, acum este destul de plăcut să te dai cu motocicleta, să arăși altora sentimentele tale și ceea ce gândești, chiar și în timpul în care mergi cu motocicleta, fiind puțin mai greu pentru că trebuie să fii atent și în trafic și să și vorbești la cameră, să fii atent și la ce spui, că poți să spui bazaconii și să nu te mai înțeleagă, nu te mai înțeleagă nimeni. Treaba asta cu motovlogul nu este un lucru simplu, dar dacă te apuci de asta o să ai numai de câștigat. Și aici mă refer la prieteni, la amintiri frumoase și sentimente pe care le trăiești aproape în fiecare zi sau cel puțin aproape în fiecare zi. Că nu-mi iese fraza! Ram, pam, pam, pam! Aproape în fiecare zi în care te dai cu motocicleta. Este un lucru plăcut și... Și ce? Eu sper că anul ăsta... Întuneric! Ați văzut? Sper că anul ăsta să ne apucăm din ce în ce mai mulți de motovlog și pe calea asta, dragilor, eu vă anunț că... Indiferent cine ai fi, dacă vrei să te apuci de motovlog sau dacă te-ai apucat de motovlog, dă-mi un țâr, o să vorbim, dă-mi pe Instagram motorider.motovlog, o să-ți răspund acolo, pentru că, da, și o să auziți bine, Motorider este în căutarea unei echipe de dual vloguri sau vloguri duale, cum vreți să-i spuneți, astfel încât să mergem și să dezbatem împreună diferite teme în timp ce mergem pe motocicletă, nu? Că, da, îți antrenezi și reflexul de motociclist și creierul în același timp. Vreau ca anul ăsta să facem foarte multe dual vloguri pentru că sunt una la mână amuzante, doi la mână sunt destul de
de faine, pentru că și râzi și discuți lucruri interesante și vezi și părerea altuia. Vă mulțumesc, dragilor, că ați stat până la sfârșit. Eu sunt Motorider, nu uita să fii și tu un Motorider de pe www.motoridershow.ro până îmi deschid eu geaca asta să vedeți și tricoul cu Motorider. Trece drumul. Și nu uita că poți susține și tu acest canal prin linkul lăsat în comentarii. Cei care susțin acest canal au acces mai devreme la videoclipuri, au tot felul de reduceri și vă promit tot felul de reduceri pe shop-ul motoridershop.ro și nu în cele din urmă aveți numele pus în videoclip. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc și ție îți mulțumesc. Vă mulțumesc, dragi prieteni, eu am fost Motorider, iar până data viitoare, Motorider pentru tine, numai bine, pa!